Disclaimer! Țineți cont că acest videoclip a fost înregistrat la mijlocul lunii februarie, iar informațiile se schimbă de la o zi la alta. Hai să vedem de ce ar trebui să ți pese de coronavirusul din China. Acesta este vărul virusului SARS și printre probleme respiratorii provoacă în același timp diaree, oboseală generală, detresă respiratorie sau insuficiență renală. În funcție de vârsta pacientului, rata mortalității provocată de acest virus pare că variază între 0 și 50% din cazuri unde persoanele mai în vârstă sunt mai vulnerabile. Mulți pretind că acest virus este originar din Wuhan, un oraș din sudul Chinei, fiind adus acolo prin intermediul fructelor de mare din piața de animale Hunan. Să vă spun un lucru, dacă ați fost sau cel puțin ați văzut vreodată cum arată o piață de animale din China, veți ști exact cum se poate răspândi un megavirus sau o infecție bacteriană în acest mediu. Piețele de animale din China sunt niște grădini zoologice pentru bolile infecțioase. Animalele sunt sacrificate, porționate, amestecate între ele, toate provenind din zone diferite, iar la sfârșitul zilei toate măruntaiele și sângele se scurge în canalizare fără să fie folosit măcar un gram de dezinfectant, iar tot acest ciclu se repetă zi după zi. Piețele de animale sunt un paradis absolut pentru infecțiile virale, bacterii și mutații, iar în cea mai mare parte nu există nicio măsură de siguranță împotriva acestora. La momentul în care înregistrăm acest videoclip, sunt peste 70.000 de cazuri confirmate ale infecției cu coronavirus, majoritatea fiind raportate în Wuhan, însă focarul de infecție s-a răspândit în mai multe țări din Asia. Aceasta este partea cea mai periculoasă a acestor scenarii. Trebuie să fim foarte sceptici cu privire la cifre, pentru că nu întotdeauna ne-a fost prezentată realitatea. O simplă privire în trecut ne arată că această infecție nu este ceva nou. În 2003, virusul SARS sau sindromul respirator acut sever a făcut ravagii în China, unde a provocat sute de decese. Se credea că a venit dintr-o piață din Guangdong, aflată de asemenea în sudul Chinei și din păcate nimeni nu a vorbit despre această infecție până când nu a lovit Hong Kongul. Numai atunci autoritățile au declarat stare de carantină și s-au ocupat cu seriozitate, în timp ce restul continentului încerca să țină secret focarul de infecție pentru a păstra ordinea socială. Nimeni nu voia ca lumea să se sperie. Menținerea ordinii sociale a fost întotdeauna cea mai importantă caracteristică a guvernanților chinezi, însă, din păcate, încercarea de a stopa știrile cu privire la acest focar a permis virusului să se răspândească și măsurile de a-l opri nu au putut fi implementate corespunzător. Doctorii care s-au confruntat în trecut cu virusul SARS au primit ordini de la oficialii țării pentru a nu stârni tema printre cetățeni, și atunci când un pacient prezenta simptome care indicau infecția cu acest virus, îi se recomanda doar să nu iasă din casă. Cu o generație în vârstă care este în cea mai mare parte subeducată, majoritatea oamenilor ies oricum afară din case și continuă să cumpere și să vândă în piețe de animale. Prin urmare, mulți oameni au contactat rapid acest virus și astfel a început o nouă pandemie. Totuși, acest aspect al societății chineze nu se limitează doar la o boală. În 2008, atunci când cu tremurul Sichuan a provocat decesul a 70.000 de persoane, cu toate că autoritățile știau motivul pentru care majoritatea clădirilor s-au prăbușit, aceștia au blocat toate căile de comunicare pentru a păstra ordinea socială, ceea ce a provocat mai multe victime. Decesele au fost atribuite în cea mai mare parte faptului că toată lumea trăia în clădiri de beton și multe dintre ele nu au fost construite conform normelor legale datorită corupției și mitelor acordate atât la nivel local cât și la nivel provincial. Oficialii au blocat mesajele, apelurile și orice efort depus de cetățeni și de mass media pentru a răspândi conștientizarea catastrofei. Totul în numele opririi fluxului de informații care ar putea contesta punctele de control alimentari impuse de guvernanți. Există o credință în China numită mandatul cerului, ceea ce înseamnă de fapt că sfârșitul unei dinastii este marcat de o mare tragedie, de obicei vremurile de sărăcie sau dezastrele naturale care au fost considerate adesea ca semne că actualul conducător este nedrept și prin urmare trebuie înlocuit. Cu toate că aceasta este o ideologie mai veche, Partidul Comunist Chinez preferă ca mii de oameni să moară decât să cedeze conducerea țării. Ne îngrijorează că acest virus care se răspândește ca incendiile forestiere este prezent în societate de mai mult timp decât ne prezintă autoritățile sunt unele surse care au menționat că la fel ca în 2003, medicii le spun oamenilor să nu iasă din casă și să poarte mască, însă oficialii le cer în mod explicit să nu răspândească numărul exact al victimelor în afara cabinetelor medicale și nici măcar să nu menționeze prezența pacienților printre alți colegi și toate aceste lucruri s-au întâmplat luna trecută, nu în prezent. Însă, asta nu e tot, aceleași surse au descoperit că la doar 7 km distanță de piața Hunan, unde se crede că a fost contactat pentru prima dată virusul, s-a organizat o masă comunitară uriașă, la care au luat parte numai puțin de 100.000 de, de persoane. Chiar dacă gestul în sine este frumos, la doar două zile de la armoniosul eveniment au fost raportate 59 de cazuri în acea regiune. Totuși, chiar dacă se știe că orașul Wuhan este zona unde a luat naștere focarul de infecție, mass-media manipulată de stat a reușit să promoveze un banchet comun unde toată lumea a mâncat din aceleași preparate, însă fără să menționeze nicio informație că s-ar putea ca de fapt acolo să fi fost contactat virusul pentru prima dată momentan numărul oficial al deceselor a trecut de 1500 și se află în creștere, dar circulă zvonul că numărul real al persoanelor infectate este cu mult, mult peste 100 de Din păcate, guvernul chinez nu a emis nicio declarație oficială până când nu au fost raportate cazuri internaționale ale contactului cu coronavirus. Guvernul pare competent prin proiectele de infrastructură uriașe pe care le duc la bun sfârșit, însă dacă ne uităm mai atent la unele detalii, cum ar fi materialele de construcții folosite pentru clădirile distruse în cutremurul din 2008, diverse probleme sociale, sistemul de sănătate manipulat și multe altele, ne vom da seama că guvernul Chinei nu este tocmai atât de solid pe cât pare din exterior. Conducerea de tip top-down, adică atunci când deciziile sunt luate de către liderii organului de stat, pe care o abordează și guvernul din China, face ca guvernanții să aștepte până în ultima secundă înainte să ia măsuri în privința unei crize naționale pentru că nimeni nu vrea ca totul să cadă pe capul său atunci când declară stare de criză în mod oficial mass media de stat a Partidului Comunist Chinez sau CCTV l-au citat pe liderul Chinei care s-a adresat direct publicului sugerând ca toată lumea să fie precaută, dar mesajul general a fost acela de a rămâne calmi și să păstreze ordinea socială. Citez. Comitatele de partid, guvernul și serviciile competente din toate domeniile ar trebui să pună viețile și sănătatea oamenilor pe primul loc. Ei ar trebui să se asigure că masele de oameni au parte de un festival al primăverii pașnic și plin de fericire. Nu a fost niciun mesaj oficial despre cum ar trebui cetățenii să se adreseze crizei, numai că acum este de competența autorităților comuniste locale de a se ocupa de problemă. Anul nou chinezesc este cea mai mare migrare din lume în fiecare an unde milioane de oameni se întorc la locul lor natal pentru a-și vizita familia. Asta pentru că o mare parte a populației s-a mutat în zonele urbane și majoritatea locuiesc acum foarte departe de casă. Pentru mulți este singura șansă pe an de a merge acasă să-și viziteze familia. Acest lucru înseamnă trenuri aglomerate, avioane aglomerate, autobuze aglomerate, ceea ce reprezintă terenurile de înmulțire preferate de virus. De asemenea, țineți minte că o mare parte a populației, în special oamenii care au crescut în generația pierdută, nu cred în medicina vestică sau cel puțin în elementele de bază ale bacteriilor sau virusurilor, ei se bazează doar pe medicina tradițională chinezească. Prin urmare, informațiile din mass media care reflectă adevărul nu vor fi de ajutor pentru ei, însă este un semn bun că această știre a ajuns la nivel internațional atât de repede. Din păcate, poporul chinez nu a fost educat la timp sau deloc, și prin urmare, unele persoane nu iau în serios sau pur și simplu nu știu ce să facă pentru a nu răspândi virusul sau cum să se apere împotriva acestuia. Cu siguranță nu este cel mai bun moment de a te bucura de un festival al primăverii pașnic și plin de fericire, așa cum a declarat președintele Chinei. Este timpul ca oficialii să pășească pe scenă și să își asume, este timpul ca cetățenii să fie informați despre cum să se ocupe de această posibilă pandemie. Guvernanții trebuie să-și pună credibilitatea la încercare și să scape de manevrele cu ajutorul cărora evită sau se ascund de problemele reale trebuie să acționeze la nivel internațional să-și salveze cetățenii și să prevină răspândirea virusului la nivel global. Însă problemele corupției din China, persoanele în vârstă care nu înțeleg cât de periculos poate fi acest virus la nivel global și faptul că majoritatea oamenilor se întorc acasă pentru a-și revedea familiile în singura perioadă a anului în care pot face asta, alcătuiesc condițiile perfecte de răspândire a virusului, deci nu ne putem aștepta decât la ce este mai rău. Însă, noi sperăm că toată lumea va fi bine și liderii vor lua măsuri eficiente cât mai repede. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!